După ce a lucrat o viață de om doar cu cifre, Omar Mureșancă s-a decis să-și schimbe traiectoria vieții. Așa că, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Satu-Mare, a pus bazele unui startup. Dacă unii ar fi făcut un pas în spate pentru a porni această afacere, având în vedere pandemia de coronavirus, Cornelia Moldovean nu a stat pe gânduri. S-a gândit nu doar la mica afacere din domeniul croitoriei, ci la cei 6 angajați pe care i-are și pe care nu a dorit să-i trimită în șomaj. Am cochetat cu partea artistică de mai mulți ani, pentru în prima parte ca și timp liber pentru mine, așa. După aceea am văzut că ce fac îmi place și place și celorlalți și o prietenă mi-a recomandat să încep un startup. Și așa am ajuns la ideea de a face o afacere a mea, pentru că de ani de zile lucrez pentru altcineva și am zis, fac pentru mine ceva ce îmi place cu adevărat. Ați dat drumul tocmai în perioada de pandemie. Proiectul l-am scris înainte, când evenimentele erau în toi, bună dispoziție la fel, așa. Și acum, da, am pornit în perioada de pandemie. Am demarat afacerea în februarie-martie. Și ca orice afacere, dacă vrei să meargă, te adaptezi. Am început cu măști, halate, tricouri, echipamente de lucru. Deși inițial și-au dorit să confecționeze broderii unicat, au ajuns să facă măști și halate. Însă la scurt timp au venit comenzile din partea clienților. Nu orice fel de clienți, ci cei care ies din tipare, dimensiuni XXL. Am avut surpriza să avem comenzi pentru mărimile atipice. Pentru că o femeie, indiferent de înălțime, așa, și alte conformații, trebuie să fie elegantă. Până acum, ce am început să facem colecțiile pentru magazine, am lucrat aproape în exclusivitate pentru mărimile de la 2XL în sus. Și pentru bărbați, la fel. Deci am avut comenzi și pentru bărbați. Spre ce se orientează doamnele? Îmbrăcăminte ușoară, din fibre naturale, materiale naturale, diferită. Fiecare femeie își dorește să am, numai eu, să n-aibă altcineva. Așa, au fost chiar încântate de ideea de a le face produsele personalizate, chiar dacă le-am spus, costă în plus, pentru că lucrez pe un fișier care se pregătește pentru brodat, dar lucrez câteva ore. E munca calificată, deci nu poți să pui un începător să dea un click și să-ți iasă un fișier. Dar clienții noștri nu sunt clienți cu foarte mulți bani și trebuie să te adaptezi și aceste situații. Pentru a nu-și pierde clienții pe care îi are, Marea Mureșancă a adaptat prețurile pentru buzunarele tuturor, însă nu a făcut rabat la calitate. A renunțat la importatori în beneficiul materialelor românești. Acum se pregătește pentru a confecționa kimonouri, nu oricum, ci din materiale inedite, țesături din bambus și nucă de cocos. Îmi trebuie un kimono care are două cusături. Vreau să văd. Deci răspundem oricăror provocări. Va fi o provocare pentru dumneavoastră? Da. Da, cu atât mai mult cât fiica mea a făcut arte marțiale și știu că e importantă ținuta materialului. Și acum căutăm, deci avem bumbac, avem țesătura de casă bună pentru kimonouri, zic eu. Dar suntem în căutarea țesăturii de bambus și cocos. Se găsesc la noi? Nu. În țară și de unde le veți aduce? Probabil din Olanda. Încrederea pe care o are în mica afacere, pe care o administrează, a transmis-o și la cei 6 angajați. Pandemia le-a încurcat planurile pe care le avea inițial, însă nimeni nu a renunțat. Dimpotrivă, sorutii se găsesc la orice provocare, așa că orarul de lucru a fost modificat astfel încât să se respecte prevederile legale impuse de pandemie. Am venit din dorința de a împărtăși, să zic așa, cunoștințele mele pe care le-am acumulat în cei 18 ani de croitorie. Am doi ucenici și trei în suborni și trei persoane necalificate pe care am reușit cât de cât, să zic eu, de când am început să le învăț câte ceva și urmează mai mult.
V-ați așteptat totuși să lucrați într-o mai mică afacere? V-ați gândit vreodată și la această variantă? Da, pentru că am lucrat într-o secție de confecții foarte mare și am zis că de ce nu? Pentru că îmi place să fac modele unicat și atunci aici este mediul propice. V-a afectat într-un fel sau altul această pandemie cu coronavirus? Nu în mod direct, dar în mod indirect, pentru că noi am venit la muncă, dar în schimb vânzările normal că nu sunt aceleași. Marea Mureșanca îi încurajează pe toți cei care au inițiative să-și transforme visul în realitate. Asta pentru că sprijinul pe care l-a primit de la Uniunea Europeană a fost binevenit. Iată că niciun obstacol greu nu este trecut dacă îți dorești să reușești cu adevărat.